Dragi prieteni, cum să nu vorbesc și eu de situația asta cu Ilies Vlogs a ars casa, Ilies Vlogs a dat singur foc la casă, Ilies Vlogs a furat bani și cum să nu profit și eu de acest moment ca să fac și eu niște vizionări, să canalul meu trebuie să crească logic, înseamnă că trebuie să profit de momentul ăsta ca să fac asta, ca să crească canalul și ca să fac niște vizualizări și ca să profit de acest moment cum fac toți. Toți profit de acest moment ca să crească canalul său și să crească și rețeaua de televiziune, dacă este o rețea de televiziune, toți profită de sărmanul Ilies Vlogs. De să vorbim tot adevărul. De ce de cu Ilies Vlogs, cu Ilia să zic, n-am zic Ilies Vlogs la orice moment, zic, eu cu Ilie mă știu de 3 ani, dar personal ne știm, adică mai confidențial ne știm de 4 luni. De să vorbesc cât e de rău și egoist și are o inimă sporcată și toate aceste tipuri de genul care văd că voi le ziceți. Este atât de egoist că când noi mergem la el, nu sunt parte noi cu mâncarea lui. Nu. Ne cumpăr mâncarea. Parte tot din banii lui și îmi dă pentru noi. Wow! Ce egoist! Păi, eu nu știu cum îți prezint cu așa o persoană egoist. Nu îmi dă din bucata lui, dar îmi dă o bucată întreagă mie. Cum e? Eu sunt chiar prost și sunt prieten cu el. Mai multe chestii. E atât de rău că când noi eram ieri sau altă, nu știu când a fost, București, am fost la KFC, au cumpărat un menu pentru un copil nevoiaș care cerea bani și l-a zis că nu-ți dau bani pentru că el este egoist, zic, nu-ți dau bani. Băi, eu zic că ce-ți dau bani? Zic, dar îți dau mâncare. Și-a cumpărat un meniu pentru băiețel. Deci vă dați seama cât de egoist este egoistul. Că el și-a dat foc la casă? Eu nu știu, pentru că voi nu l-ați văzut. Când o ars casă, voi nu l-ați văzut pe el. Fără cameră, fără așa, față în față, dar eu l-am văzut. Și credeți-mă că avea o față de un om care nu și-a dat foc la casă anumit, pentru că el n-are nici asigurare de casă. Eu când am intrat în casa aceea, am spus că, what the fuck, chiar atât au ars? Pentru că eu am lucrat la casa aceea împreună cu el și când am văzut asta, am spus, păi, parcă nici nu avea sens să-i spun îmi pare rău, pentru că n-a ajutat cu nimic. Ars patul, ars pradul, ars hainele, ars dulapul cu haine. S-au salvat câteva chestii, dar sunt pline cu negreați. Da, el poate nu este cel mai perfect om, toți avem defectele noastre și dracii noștri, dar și nu știu de ce spuneți că el a făcut asta ca să ceară bani din abonați sau chestii de genul. Dacă el avea casa, el nu era să facă nimic, el era să trăiască în continuare la casa lui. Dar noi l-am văzut pe el cum el plângea pentru că casa lui nu mai este. Casa lui era tot ceea ce el mai avea în afară de voi, adică de fani. Toți au profitat de acest moment pe spatele numelui lui să facă vizionări, să crească un program. Și am spus, băi, dar stai la Hilly, eu tot am un canal, băi, de ce să nu fac și eu acest video ca să profit și eu de acest moment, de această situație. Ideea mai târziu, trebuia să-l fac a doua zi, dar eram cu el în București și nu avem chef de videouri. Și hai să fim serioși, el e cât a ajutat și cât a să ajute mult. Am ajutat pe acel lași pompier. Eu când văd că lumea, nu toți, nu știu cum se chem, hater sau oameni neinformați, că critică pe baza la aer, critică pe baza la aer, n-au nicio dovadă, nicio informație, dar e critică pentru că, băi, să fim serioși, dacă ești un youtuber sau un blogger sau o știre sau un jurnal, să-ți faci ție o situație, că tu să ai conținut ca să poți să profiți de moment, să ai conținut să vorbești, chiar dacă nu știi, tu ți-ai făcut lucrul tău, că așa atâți oamenii ăștia care au vorbit și care au vorbit, sunt alții care au vorbit lucruri drepte, sunt alții care au vorbit lucruri, nu știu de unde le-ați scos, băi, serios, le-ați scos din pământ, din cer, nu știu. Că voi îl criticați chiar să dai singur foc la casă, credeți-mă că dacă voi îl vedeți cum l-am văzut eu când am venit, era un om distrus. Sentimental, spiritual, mental, distrus. El e bravo când nu arată toate emoțiile, dar el înăuntru arde. Iar arde casa, arde. Dacă fac anume, dar nu fac anume. Chestia că a furat bani din donații sau cu skateparkul, eu știu cu skateparkul că el n-are nicio legătură, el doar a fost un promoter pentru acest skatepark și atât. Cu donații are toate cecurile, nu știu de ce oamenii care sunt dezinformați al acuză așa, fără nicio dovadă, așa, pac, băi, tu ești rău, tu ești purcă. Cineva a scris de Doamne, că Dumnezeu să te bajăcurească. Eu nu știu cum puteți fiți așa un om rău, el i-a dus o viață foarte grea, noi știm asta. Nu a fost unul care a avut mamă, tată și familie. El singur era familia lui. Nici n-am vrut să fac acest videoclip, dar
Păi dați vreo profit de moment, bă, o vizualizare acolo, pac, un like în plus, mai 15 abonați în plus, să mă gândesc, băi, și să nu fac show asta. Să vorbesc, să pun în titlu Ilie's Vlogs și în tag-uri acolo Ilie, Ilie's Vlogs, Vlog Klaus, înțelegeți? Păi ori sunt businessman, ori nu, știi, treaba mea. Și vă dau vouă decizia să credeți pe mine că eu am stat, stau cu dânsul, eu cu dânsul am dormit la luni întregi la casă, la dânsul, în Vlog Klaus, am stat la dânsul, eu cu dânsul eram ca un frate, pentru că mereu eram împreună, făceam tot împreună. Vă dau vouă alegeri să mă credeți pe mine sau să credeți Jupro TV, care eu nici nu știu ce cu dânsul, sau să credeți oamenii care nici habar n-au cine e Ilie. Vă dau vouă alegeri. Bine, dar dragi prieteni, aveți grijă de voi, de familia voastră și de ceea ce credeți. Cu voi a fost Damon.